Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi frați și surori, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru că vreau să citesc din Evanghelie, Evanghelia după Luca, capitolul 1. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre nașterea de dinaintea întrupării. Luca, capitolul 1, versetul 5. Luca, capitolul 1, versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și pentru mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul, însă, aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot, 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă reocupați locurile. Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, este bine să fim în casa Domnului, să creștem în inima noastră frica de Domnul și rușinea de oameni și să lăsăm Harul Sfânt să ne transforme inimile într-o asemănare a lui Hristos, asemănare pe care o va căuta Dumnezeu la sfinți când se va întoarce să ia și să-i ducă în slavă. În această seară, fiind în contextul sărbătorilor întrupării Mântuitorului, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Nașterea de dinaintea întrupării. Ioan Botezătorul a fost fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. A fost vărul Mântuitorului Iisus Hristos. El s-a născut cu 6 luni înainte de Domnul Iisus și a fost ultimul proroc al Vechiului Testament și primul al Noului Testament. Ioan nu a făcut nicio minune și niciun semn supranatural, însă în aproximativ 6 luni de slujire a devenit celebru în Israel. Matei spune în capitolul 14, versetul 5,
Irod a vrut să-l omoare, dar se temea de norod, fiindcă norodul îl privea pe Ioan ca pe un proroc. Și a câștigat dreptul acesta să fie văzut, apreciat de popor, drept proroc. El n-a spus niciodată poporului, eu sunt proroc, însă poporul a văzut în el o viață de proroc, o atitudine de proroc, priorități de proroc, valori de proroc, relații cu alții de proroc și poporul l-a numit proroc pe Ioan. El nu s-a intitulat așa. Personalitatea lui Ioan Botezător a fost foarte asemănătoare cu a profetului Ilie, motiv pentru care mulți au crezut că este vorba de aceeași persoană. Scripturile spun pe drept cuvânt că Ioan a venit în puterea și în duhul lui Ilie. În urma explicației Mântuitorului în legătură cu subiectul acesta, ucenicii înțeleg că nu este vorba de aceeași persoană și sunt două persoane diferite, însă au avut același scop, au avut același stil și aceleași metode de lucru. Spune Matei în capitolul 17, versetele de la 12 la 13, eu vă spun că Ilie a și venit și ei se referă la farisei și la cărturari, la teologii vremii, la oamenii care se pretindeau aproape de Domnul. Ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că vorbise despre Ioan Botezătorul. Domnul le vorbise despre Ioan Botezătorul. Persoana care îl introduce pe Mântuitorul pe scena istoriei trebuie să fie o persoană specială. De aceea Ioan a fost făcut de Dumnezeu o persoană specială. Scripturile ne spun că este cel mai mare proroc născut din femeie. De ce și cum este Ioan o persoană specială? În primul rând, este specială prin modul în care s-a născut. Ioan este una dintre puținele persoane din Biblie a cărui naștere și nume a fost anunțată de Dumnezeu înainte să se întâmple. Matei capitolul 11:11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul care să fie mai mare decât Ioan Botezătorul. Observați că nașterea lui Ioan este prevestită, adică este spusă înainte să se întâmple. Puține sunt persoanele pe paginile Bibliei a căror naștere este anunțată de un înger al Domnului. Atunci când totuși lucrul acesta se întâmplă, mesajul lui Dumnezeu, pe lângă informațiile pe care ne aduce, mai spune și următorul lucru. Persoana aceasta care se va naște va fi foarte folosită de Domnul. Intensitatea slujirii lui va fi de excepție. Părinții lui erau în vârstă, după cum am citit, și nu aveau copii. Dar un înger al Domnului se descoperă lui Zaharia când slujea în templu și îi spune că soția lui, deși bătrână, va avea un copil. Nașterea lui Ioan Botezătorul întâmpină câteva bariere. O să spun doar câteva dintre ele. Prima este bariera necredinței lui Zaharia. Este ciudat că se sperie de îngerul Domnului, are onoarea să vadă un înger, să asculte un înger și să primească o veste care e împlinirea rugăciunii de o viață. Și ciudat este că se roagă o viață să primească un copil, vine îngerul și îi spune că acum Dumnezeu îl dă și nu mai crede. Cum ați numit dumneavoastră omul care se roagă o viață pentru un lucru și la sfârșitul vieții când Dumnezeu hotărăște să-i asculte rugăciunea, el nu mai crede că lucrul acesta se poate întâmpla? Acesta a fost preotul Zaharia. Necredința lui a fost o barieră pe care însă Domnul a depășit-o, dar Dumnezeu i-a dat o experiență care a avut un mesaj puternic pentru el. Și mesajul este următorul. Când vorbește Dumnezeu, să nu te îndoiești de ceea ce El spune, gândindu-te că este prea mult, că este prea de tot, cum se va întâmpla lucrul acesta? Atunci când Dumnezeu promite să facă un lucru,
nu are nicio dificultate să găsească resursele necesare și să-l facă. A doua barieră este bariera rușinii pe care a încercat-o Elisaveta și timp de 5 luni ea s-a ascuns că este însărcinată. Pe de o parte, realiza că Dumnezeu ia rușinea, o viață întreagă a dorit să fie mamă și nu a fost. Și s-a simțit stânjenită, s-a simțit rău între celelalte femei care erau și mame. Acum Dumnezeu i-a luat rușinea, dar fiind bătrână se jenează de faptul că la bătrânețe dă naștere la un copil. Și 5 luni ascunde faptul că este însărcinată. Apoi, tradiționalismul vecinilor și rudelor este o barieră. Uitați ce spune cuvântul în Luca, în capitolul 1. Cuvântul spune aici despre faptul că în zilele împăratului Irod, familia aceasta a primit un copil de la Domnul și a vrut să-i pună un nume, dar s-au confruntat cu sugestiile insistente ale rudelor care doreau neapărat să-i pună copilului numele după tată, adică Zaharia. Și mama, care pe timpul sarcinei înțelesese prin semne de la soțul că numele este Ioan, a spus nu, pe copil îl va chema Ioan. Și ei nu înțelegeau de ce ei rup tradiția. Tradiția era că primul băiat trebuie să poarte numele tatălui. Pe el îl chema Zaharia și mama acum, pentru că el nu putea vorbi, ar fi vrut să-l cheme Ioan. N-avea nicio logică. Oamenii aceștia erau așa de dominați de tradițiile lor, de cultura lor și de obiceiurile lor, încât Dumnezeu nu putea să-și împlinească planul. A fost nevoie să vină Zaharia să facă semne și să-i convingă de faptul că este voia lui Dumnezeu. Atunci când un lucru se repetă, el devine tradiție, el devine obicei, devine rânduială. Și când această tradiție se repetă pentru o generație sau două, este imposibil să o mai desfințezi, ea se confundă cu voia lui Dumnezeu pentru mulți. E foarte greu astăzi să facem diferențe între ceea ce este rânduială bisericească și între ceea ce este principiu biblic. Este foarte greu. Noi numim textul din Numeri, spre exemplu, capitolul 24, textul de binecuvântare de copii. Vreau să vă întreb eu, de la versetul 24 în jos, în Numeri, în capitolul 6, textul acela vorbește despre binecuvântare de copii în sensul care îl folosim noi? Nici de cum. Ci vorbește despre binecuvântarea poporului, copiilor lui Israel, la modul general. Dar noi l-am particularizat. Și sunt o grămadă de multe alte lucruri care asociază voia lui Dumnezeu cu rânduielile bisericești și nu mai știu, Dumnezeu a spus asta sau biserica a format o rânduială care de-a lungul timpului a devenit folosibilă pentru că este bună. Ei, oamenii ăștia au avut rânduiala lor, au avut tradiția lor și vine Dumnezeu și vrea să desfințeze această tradiție a lor, cel puțin în cazul acestei familii, și nu poate datorită tradiției. Și toate rudele și toți vecinii s-au mirat și au pus presiune pe familie, spunând, de ce faci asta? Nu este normal! Tradiționalismul acesta, în ziua a 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei i-au zis, nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta. Se poate vorbi mult despre supranaturalul implicat în nașterea lui Ioan. Nașterea lui Ioan este unică în felul ei și într-o oarecare măsură asemănătoare cu a lui Samson și mai puțin asemănătoare cu a Domnului Iisus. Am vrut doar să spun înainte să vorbim despre întruparea Domnului, despre nașterea de dinaintea întrupării, pentru că în cronologia Scripturii, Ioan se naște cu aproximativ 6 luni înainte de Domnul Iisus și vreau să-l prezint pe acest bărbat care a fost înainte de Domnul Iisus deschizând o cale pentru inaugurarea misiunii Domnului ca pe un exemplu pentru noi. Și noi suntem chemați să facem aceleași lucruri. Însă oamenii care fac lucruri de felul acesta trebuie să fie niște oameni speciali. Ioan a fost special și prin nașterea lui. Noi, probabil cei mai mulți, nu suntem special prin nașterea noastră. Nașterea noastră a fost obișnuită.
Mamei mele nu i-a spus nimeni cum o să mă numească după ce mă nasc și probabil nici în cazul dumitale. Nașterea celor mai mulți dintre noi a fost normală. Nașterea lui Ioan a fost o naștere specială. El a fost un bărbat special. A fost pus de Dumnezeu deoparte pentru o lucrare de excepție. Dumnezeu putea să o facă pe mama lui să nască la timp, în tinerețe, ca orice femeie. Însă a dus situația într-un moment de criză pentru ca să atragă atenția asupra acestei situații. Ioan însă n-a fost special doar prin modul în care s-a născut, ci mai special a fost datorită modului în care a trăit. Ioan s-a format pentru misiunea aspră la care l-a chemat Dumnezeu în școala vieții. Și sunt multe etape ale școlii vieții în care a fost disciplinat și format Ioan ca om al lui Dumnezeu. Probabil că prima școală în care a fost implicat, evident, a fost școala familiei. Educatorul este Zaharia și mama lui Elisabeta, niște părinți neprihăniți. Scriptura ne spune că amândoi erau oameni neprihăniți. Amândoi erau oameni neprihăniți. Nu mai imaginați-vă cum și-au născut acești, cum și-au crescut acești părinți neprihăniți copilul. Oamenii aceștia aveau vârstă de bunici acum. Au trecut prin viață, erau în vârstă. Au văzut tot felul de situații, slujind la templu unde veneau oamenii, au văzut tot felul de oameni, au auzit tot felul de experiențe. Lor, fiind în vârstă și oameni de încredere, li s-au confesat mulți care au trecut prin eșecurile vieții. Oamenii aceștia aveau o experiență vastă, chiar dacă nu mai crescuseră copii, dar erau în vârstă, aveau experiența vieții. Și acum la bătrânețe, când sunt calculați, când sunt prudenți, primesc un copil. Oameni care îl slujesc pe Dumnezeu într-o viață de neprihănire. Nu mai imaginați-vă ce educație i-au dat copilului lor. A fost o școală sfântă și frumoasă pentru Ioan. A doua școală în care a fost crescut Ioan a fost școala profetică. Educatorul este condiția de viață. Ce înțeleg prin condiția de viață? Înțeleg disciplina nazireului. Dumneavoastră știți că el a fost consacrat, ca și Samson odinioară, să fie nazireu din naștere și să fie dedicat Domnului, ori condiția aceasta de viață presupunea anumite limitări de la normalitate. Să nu-și taie părul, să nu bea vin, să nu atingă animale care au fost omorâte și multe altele. Nu mai imaginați-vă că el, copil fiind, se compara cu ceilalți băieți de seama lui, el nu înțelegea condițiile acestei poziții de privilegiu în care l-a pus Dumnezeu. Și probabil se întreba, văzând diferența, mamă, dar eu de ce așa și ceilalți copii altfel? Și tot timpul mama s-a spus, tu ești pus deoparte, așa a spus îngerul, ești pus deoparte din pântecele mamei tale. Mereu și mereu lui i s-a inoculat în minte acest adevăr, tu ești pus deoparte. Când crești un copil în maniera aceasta, și el crede lucrul acesta. Devine o convingere personală, aderă la modul acesta de viață, el crede treaba asta. Lui s-a spus mereu și mereu, tu ai fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Și observați că acest bărbat, încă de tânăr, a luat foarte în serios această dedicare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și a renunțat la cele mai mari și la cele mai mici bucurii ale vieții. Și a redus împlinirea nevoilor vieții la minim. Scriptura vorbește despre meniul lui zilnic. Câți dintre noi am vrea să mâncăm ce mânca omul ăsta? A renunțat la toate plăcerile vieții. De ce? Pentru că părinții de mic copil i-au spus mereu și mereu, tu ești pus deoparte, tu ești pus deoparte. Copilul crede ce îi spui, mai ales ce îi repeți. Și dacă pentru ani de zile tot îi spui asta și tot îi spui asta și tot îi spui asta, lui intră în minte și se raportează la acest adevăr ca fiind real. Chiar dacă nu este real, până când el se convinge prin experiență personală, el îl crede. Pentru Ioan a avut o influență extraordinară faptul că în casa părinților și tata și mama i-au spus mereu, tu te-ai născut în condiții speciale, tu ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Aici Dumnezeu l-a învățat să slujească diferit pentru oameni diferiți. Priviți în Scriptură cel puțin o diferență.
Scriptura ne spune că atunci când Ioan predica mulțimilor, spunea: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Acesta era mesajul lui. Îl repeta mereu și mereu și mereu și mereu. Și îi boteza pe oameni. La un moment dat, spune Scriptura, că în mod neobișnuit au venit și dintre farisei și cărturari să se boteze. Ei înșiși se laudă mai târziu când Iisus intră pe scena istoriei, câți au crezut în El dintre noi? Dintre noi, elevații vremii, dintre noi, clasa intelectuală, spuma lui Israel, câți au crezut în Iisus? Niciunul. Asta înseamnă că lucrarea Lui nu-i bună. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Fiul se întrupează în condiție de om și este desființată condiția Lui de om și de Dumnezeu în același timp, doar pentru simplu motiv că clasa teologică a vremii și intelectuală a vremii și preoțească a vremii n-au crezut în El. La fel și cu Ioan. Când aceștia vin să se boteze, El nu le mai spune ca maselor: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, și să-i boteze. Cu ei vorbește altfel, pentru că ei aveau cunoștință. Ei au venit acolo cu alte motive și le spune: pui de năpârci. Nu vi se pare ciudat? Un predicator îi cheamă pe oameni să se boteze și când aceștia vin să se boteze, el îi jignește. De ce n-a spus asta la publicul larg, la bieții oameni care trăiau în ignoranță? Oameni care au trăit în întuneric de 450 de ani, vocea lui Dumnezeu prin profeție nu s-a mai auzit. A fost o perioadă de întuneric spiritual. Oamenii nu se mai gândeau la Domnul. Vocea Domnului nu mai vorbea. Și oamenii s-au scufundat într-o îndepărtare teribilă de Dumnezeu. Și marele public nu mai știa de Domnul. Și când a venit acest bărbat cu autoritate, fiind plin de Duhul Sfânt, încă din pântecele mamei lui, vorbea din partea lui Dumnezeu, ei au acceptat credința, s-au botezat în apă. Nu e vorba de botezul nou testamental, ci e vorba de botezul pocăinței, adică de o confirmare a recunoașterii că ești păcătos. Numai că dintre farisei, dintre categoria de oameni care tot timpul erau împotriva lui, după cum au fost și împotriva lui Hristos, pe care el l-a introdus prin misiunea lui, el le spune: pui de năpârci, de ce ați venit să vă botezați? Nu vă botez, plecați. Mergeți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăință, că pe voi nu vă cred. Pe oamenii ăștia îi cred, dar pe voi nu vă cred. Observați că Ioan a avut călăuzirea să se comporte diferit cu două categorii de oameni diferite. Ce ați zice dumneavoastră dacă astăzi un predicator s-ar comporta așa? Ați spune că n-are Duhul lui Dumnezeu, că n-are blândețe, că n-are înțelepciune și că îi jignește pe oameni. Ați spune că falimentează lucrarea lui Dumnezeu. Ce părere aveți despre lucrarea lui Ioan? Mai e Biblia pentru noi un etalon sau nu? Noi suntem etalonul pentru Biblie sau Biblia este etalon pentru noi? A greșit Ioan Botezătorul? A greșit Iisus, care atunci când și El își începe lucrarea și El procedează absolut la fel cu clasa aceasta de oameni, cu categoria aceasta de oameni? Știți de ce a procedat așa cu ei? Ăștia n-au venit să se pocăiască, fraților. Ăștia venise să-L învețe pe Ioan Botezătorul și pe Iisus teologie. Ei venise ca să îi convingă că lucrarea lor nu-i bună. După cum mai târziu i-a și omorât mai întâi pe Ioan și mai apoi pe Domnul Iisus. Ioan s-a comportat diferit cu oamenii diferiți. De remarcat faptul că, în ciuda simplității lui, în ciuda ascetismului lui, mă refer la faptul că ducea o viață extraordinar de simplă, trăia în pustie, mânca doar ce putea să găsească în jur, se îmbrăca foarte modest și viața lui era o viață de ascet, adică de om care se mulțumea aproape cu nimic. În ciuda acestui mod de viață, uitați ce spune Scriptura în Luca, capitolul 7, versetul 33. În adevăr, a venit Ioan, n-a mâncat nici pâine, n-a băut nici vin și voi, în ciuda mărturiei lui, n-ați crezut în el și ați spus: are drac. Îmi veți spune, frate Luigi, astăzi avem nevoie de predicatori simpli, de păstori simpli, de
de comitetul bisericii să fie simplu ca Ioan Botezătorul. Și eu vă răspund, așa trebuie, frați și surori. Dar uitați-vă că Ioan Botezătorul a fost mai simplu decât poate fi orice pastor și predicator. Și o parte din populație, nu din populație, ci dintre farisei și cărturari, așa simplu cum a fost, l-au învinovățit și i-au spus, are drac. Cât de simplu putea să se facă ca să intre în grația lor? Este cinstit să calificăm slujirea lui Ioan în funcție de subiectivismul acestor oameni? Categoric nu. Oamenii ăștia au fost ei în stare să dea o notă lui Ioan? Au avut ei dreptate? Au descalificat ei lucrarea lui Ioan? Sau au vorbit mânați de fire, de resentimente, de dispreț, de invidie și de altele asemănătoare? Frați dragi, oricât de simplu ar fi un om, sunt destui care vor spune, are drac. A spus și despre Ioan, a spus și despre Domnul Iisus. Dacă aceste persoane n-au reușit să convingă publicul de o sfințenie desăvârșită în cazul Domnului Iisus, atunci câte șanse va avea un pastor din vremea noastră să convingă publicul că e om de treabă, că e bine intenționat și că viața lui e la picioarele Domnului să slujească biserica? Cât de mult ar trebui să fie el dezamăgit când spune cineva din mulțime, are drac? Cât de mult ar trebui să țină cont de această afirmație spusă la beție, măcar că-i treaz? E rău să fii beat când ai băut, dar să fii beat când n-ai pus alcool în gură este îngrozitor. Să te îmbezi degeaba trăgând doar aer din atmosferă e cumplit. Ei, oamenii ăștia așa au fost beți. Au spus despre Ioan și când Domnul Iisus a apărut, au spus și despre Domnul Iisus, are drac. N-a reușit nici Mântuitorul să-i satisfacă. Nașterea de dinaintea întrupării, nici nașterea n-a fost suficientă și nici întruparea. Ei au descalificat-o și pe una și pe alta, așteptau altceva. Ce? Nu-i greu de înțeles. Acest amănunt ne învață cât este de greșit pentru un slujitor să-i lase pe alții care sunt rău intenționați să-i pună notă. Și în funcție de nota pe care alții greșit intenționați i-o pun, el să se raporteze la nota lor. Adică tot timpul să întreb, tu ce părere ai despre mine? Ai drac. Ok, mă duc acasă că am drac. Tu ce părere ai să mai cânt? Nu mai cânta. Ok, mă duc în biserică, nu mai cânt. Tu ce părere ai să mai predic? Nu. Nu mai predica, du-te în bancă. Mă duc în bancă. Ioan a știut cine l-a chemat. De aceea opinia mulțimii pentru el n-a avut nicio relevanță. El n-a crezut nicio clipă că are drac, în ciuda faptului că un număr de oameni, eu nu știu cât de mulți, că nu spune Biblia, mai mare sau mai mic, au spus așa. Știți de ce insist asupra acestui amănunt? Pentru că trăim într-o lume a concurenței nesănătoase. Și indiferent cine ești, uneori vor veni oameni direct sau indirect, vei auzi din auzite, că au spus despre dumneata că nu știi să cânți la fanfară. Și asta te va durea și te vei duce în bancă. Să nu te duci. Îți va spune, nu știi să cânți la cor și nu știi să dirijezi și nu ești bun de nimic și nu știi să-ți educi copiii și mai bine n-ai venit la biserică. Și o grămadă de lucruri la asemenea acestora. Și vei spune, omul ăsta are dreptate, mă duc să mă spânzur. Ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu lucrează prin oameni, dar tot prin oameni lucrează și diavolul. Și uneori nici nu vă imaginați prin cine lucrează. Sfântul acesta care a trăit o viață de ascet, care s-a mulțumit aproape cu nimic, a fost învinovățit că are drac, la fel și Domnul lui pe care el l-a introdus, Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim niște oameni mândri și nu trebuie să ținem cont de sugestiile fraților și surorilor. Ba da, trebuie să ținem cont de sugestiile fraților și surorilor, dar nu și de ale verișorilor. A doua școală, a treia școală, este școala deșertului. Aici, educator este Dumnezeu. Educator este Dumnezeu. În prima școală sunt părinții, în a doua școală este condiția lui de om pus deoparte și în a treia școală este Dumnezeu. El se duce foarte timpuriu în deșert. Aici Dumnezeu îl smerește, pentru că oamenii lui Dumnezeu care fac lucruri mari trebuie să fie oameni smeriți, altfel Dumnezeu nu-i poate folosi că se mândresc.
Să știți că nu-i mare lucru să nu te mândrești când nu faci nimic. Nu-i deloc niciun mare lucru, asta nu-i performanță. Performanță este când faci lucruri mari și nu te mândrești. Ei, oamenii lui Dumnezeu nu pot face lucruri mari dacă se mândresc. De aceea Dumnezeu trebuie să-i preseze că inima omului e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. De aceea Dumnezeu îi pune în suferință, îi pune în condiții aspre ale vieții, pentru ca să nu se fudulească cu harul lui Dumnezeu în niciun fel și să nu urmărească alte interese decât zidirea sfinților și decât mântuirea oamenilor. Mai corect era să spun mântuirea oamenilor și apoi zidirea și îmbărbătarea lor, edificarea lor, unirea lor. Priviți, vă rog, următorul lucru. Ioan este foarte modest și în procesul investigării la care le expun trimișii preoților, ai fariseilor, recunoaște că nu este Mesia. El spune deschis, nu-s Mesia, ești Ilie, nu-s Ilie, ești vreunul dintre proroci, nu sunt unul dintre proroci, nu sunt. Vă puteți imagina ce modestie? Priviți, întrebarea n-a fost ce nu ești, întrebarea a fost cine ești și el n-a răspuns cine este, el a răspuns cine nu este. Înțelegeți? Există aici o frumusețe deosebită, smângâie sufletul. A fost întrebat cine ești și el nu răspunde cine este, că ar fi trebuit să spun așa: sunt omul care voi introduce pe scena istoriei pe mântuitorul care va ierta păcatele lui Israel. Ori această afirmație ei n-ar fi putut să o suferă și el a fost un om înțelept și n-a răspuns la întrebare. De fapt a răspuns, dar la o altă întrebare care nu se pusese, în loc să spună cine este, a spus cine nu este. Omul acesta e amenajat. Dar discuția lor nu se termină aici. Ioan este întrebat din nou și atunci spune, sunt o voce. Câtă modestie! Este extraordinar de modest omul ăsta. Dacă n-ar fi trăit în condițiile în care a trăit, credeți-mă că n-ar fi putut să fie așa de modest. Dar modul de viață de-a lungul anilor l-a expus la o mentalitate care s-a exprimat, sunt doar o voce, o simplă voce, nu sunt un om important. Puterea slujirii lui Ioan se află în modestia lui Ioan. Frații mei, când veți întâlni oameni mândri, să nu vă așteptați să-i folosească Dumnezeu. Când veți întâlni oameni mândri, să nu vă așteptați să-i folosească Dumnezeu, că Dumnezeu nu face deloc astfel de lucruri. Ioan a fost un om foarte modest. Mai mult de atât, el spune, scopul și vieții și slujirii mele este ca eu să cresc, eu să mă micșorez, iar el să crească. N-am în vedere să cresc eu, n-am în vedere să mă cunoască oamenii, n-am în vedere să spun ce fac eu, nu. Nu asta este scopul meu, să mă promovez pe mine. Scopul meu este să-l promovez pe el. Eu pot să descresc. Ăsta mi-este scopul. Aș vrea să vă întreb numai, avem puterea în seara aceasta să raportăm exemplul acesta la noi înșine? De ce mai suntem atunci așa de supărăcios uneori că nu ni se dă slavă, că nu ni se dă loc, că nu ni se dă cinste, că nu ni se dă o grămadă de atenții și o grămadă și o grămadă și ne supărăm toată ziua? Dacă urmărim să ne smerim, oamenii ăștia ne ajută să ne smerim, de ce ne supărăm? Urmărim să ne smerim și la urmă ne deranjează faptul că ne smerim. Ioan a urmărit să se smerească, pentru că ăsta a fost scopul lui, dar nu l-a deranjat smerenia, nici nu s-a răzbunat pe altcineva că s-a smerit. Pentru el smerenia a fost scopul vieții. Și el a știut că dacă nu se smerește, pe Domnul nu-l poate înălța, că un om mândru, ce să-i rămână lui, ce să-i dea lui Dumnezeu? Numai când îi dai lui Dumnezeu, ai ce-i da. Dar când îți oprești pentru tine ceva lui Dumnezeu, nu mai ai ce să-i mai dai. Asta nu se împarte. Observați că oamenii ăștia îl întreabă din nou, cine ești? Cu modestie și înțelepciune, el le răspunde, cine este? Ceea ce este surprinzător pentru mine este faptul că îngerul Gavril i-a promis lui Zaharia următorul lucru. Va fi mare. Va fi mare, fii atent, Zaharia, vei face un băiat care va ajunge mare. Și băiatul ăsta care ajunge mare trăiește în pustiu, unde nu sunt oameni, se îmbracă cu o haină din păr de cămilă și toți râdeau de haina lui, mănâncă doar
ce apucă prin pustietatea aceea, el însuși spune despre sine, sunt doar o voce, eu trăiesc ca să mă smeresc și nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor vărului meu, Iisus Hristos. În vremea aceea, dumneavoastră știți, frații au spus de ună zi la cina Domnului, că exista obiceiul oriental, datorită condițiilor de mediu și de viață, să se spele picioarele călătorilor când intrau în casa cuiva, pentru că erau numai praf și transpirație și să fie acolo totuși puțin confortabil, îi se spălau picioarele. Dar, în funcție de cine era musafirul, existau mai multe metode de a îi se spăla picioarele. Dacă era o persoană importantă, cea mai importantă persoană, gazda îi spăla picioarele. Dacă era o persoană importantă, dar nu foarte importantă, gazda punea un rob, o slugă, să-i spele picioarele. Iar dacă nu era importantă, îi dătea apă și zicea, rezolvă-ți problema. Ei, Ioan, uitați cu cine se compară. Se compară cu sluga aceea din casa unui om, care are slujba atât de umilitoare, încât atunci când vine robul, să se aplece și să-i desfacă cureaua la încălțăminte. Numai imaginați-vă la omul ăsta care îi desfăcea cureaua la încălțăminte și uitați-vă la persoana aceasta care stă frumos pe scaun și un semen de-al lui se smerește și îi dezleagă cureaua încălțămintelor. Ce valoare de sine avea cel ce stătea pe scaun? Numai imaginați-vă! Ce mândru era stăpânul care astfel de robi care să-i pună la dispoziție. Și acolo undeva, bietul rob, fără personalitate, fără valoare de sine, fără ambiții, smerit ca strugurele din care faci must, ca trandafirul pe care îl rupi în mână ca să-ți rămână mirosul în piele. Și Ioan, acest mare bărbat, cel mai mare născut vreodată din femeie, spune, eu nici măcar la această înălțime nu pot să ajung. Sunt atât de mic, atât de neînsemnat, sunt atât de nevaloros, încât dacă stăpânul vrea să mă pună să dezleg cureaua încălțămintelor, nici măcar n-am dreptul, n-am valoarea asta. Aici a fost Ioan pentru el însuși. Valoarea lui nu era asta, dar el această valoare și-a atribuit-o lui. Smerenia acestui om a fost extraordinară. Când el a vorbit cu autoritate, n-a vorbit cu duritate, a vorbit cu autoritate. El a vorbit în numele Domnului. El n-a vrut să-și facă un nume și să devină celebru. El a vorbit ca Dumnezeu, pe el l-a durut faptul că poporul l-a părăsit pe Dumnezeu. I-a văzut pe oameni că pun pasiunea lor în lucruri personale și Dumnezeu și casa Domnului sunt părăsite. Și Ioan a avut inima frântă și a țipat cât l-a ținut gura și oamenii au zis, ești un nebun, ești un fanatic. De aceea mai târziu, când ucenicii lui se duc după Domnul Iisus, el nu se supără, el nu se enervează, el nu a venit pe pământ să-și facă adepți. Smerenia este modul în care Ioan a fost mare înaintea Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, omul mare este omul smerit. Nu este omul care jignește, nu este omul care defăimează, merg la cineva și vorbesc despre altcineva, adevărat sau neadevărat, dar ceea ce vreau e să-l pun jos. Îi iau meritele, îi strig reputația și îl vorbesc de rău. Că am dreptate sau că nu am dreptate. Dar scopul meu este să-l pun în fața oamenilor în imaginea cât mai disgrațioasă posibilă. Nu mai imaginați-vă următoarea întâmplare. Am o piatră mare și vreau să o duc peste drum. Și nu pot să duc că e prea grea și e prea mare. Și atunci știți ce fac? Iau o daltă și un ciocan și lovesc și toate așchiile care sar le pun într-o roabă și le duc peste drum. Și în 10 zile cu 10 roabe am dus piatra, dar nu întreagă, că pentru mine e prea mare. Da, așa a făcut țăndări. Frați dragi, noi suntem în casa lui Dumnezeu ca să ascultăm glasul din cer care ne vorbește prin Scripturi și să ne pocăim. De aceea mereu și mereu Domnul spune atunci când vorbește îngerilor celor 7 biserici, cine are urechi, să audă. Cine nu are urechi, n-are cum să audă. Smerenia este modul de a fi mare înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta nu și-a luat apărarea niciodată, omul acesta a fost smerit, s-a mulțumit cu lucruri foarte, 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 foarte simple.
Și mai mult de atât, a murit atât de tânăr. De multe ori am auzit întrebarea aceasta la oameni. Încearcă să explici de ce așa de tânăr a murit Ioan. Oamenii au în minte să trăiască mult și bine. În al treilea rând, Ioan a fost o persoană specială nu doar prin naștere, nici doar prin viață, ci și prin moarte. Cine trăiește frumos, moare frumos. Și invers. Este greu de înțeles de ce Dumnezeu îi lasă uneori pe slujitorii lui mâinile dușmanilor. Să vă spun de ce. Pentru că pe el însuși s-a lăsat în mâinile dușmanilor. Uitați ce spune Scriptura în Matei 17. Eu vă spun că Ilie a venit și ei nu l-au cunoscut. Atenție, și-au făcut cu el ce-au vrut. Păi, Doamne, dacă Tu ești stăpânul lui Ioan, de ce îi lași pe oamenii ăștia netăiați împrejur să facă cu el ce vor ei? De ce nu iei apărarea? De ce l-ai lăsat pe guvernator să-l omoare pentru o femeie? De ce? De ce nu le închizi gura, Doamne? De ce? De ce îi lași să frângă inima lui Ioan? De ce să-l batjocorească în fiecare zi că a fost un om și jumătate? Dacă îmi permiteți expresia din limba română, a fost pâinea lui Dumnezeu. De ce nu sări, Doamne, cu el? Domnul Iisus nu numai că n-a sărit cu el, dar spune, au făcut ce au vrut cu el. Și exact așa s-a întâmplat. Oamenii aceia au făcut ce au vrut cu el. Misiunea lui Ioan a fost scurtă în timp, dar suficient de lungă ca să devină foarte eficientă. Condițiile în care a copilărit, a trăit, l-au făcut curajos, l-au făcut direct. Calități care au dat eficiență slujirii lui. Dacă era un om de catifea, nu rezista în condițiile de acolo. De aceea și Ilie în Vechiul Testament, în condiții similare, a fost format de Dumnezeu cu o personalitate ca să poată sluji în condițiile acestea. Nu orice om poate să aibă un stil asemenea lui Ioan. Ioan l-a format pe Dumnezeu în anumite circumstanțe ale vieții, pentru ca să fie așa, pentru că așa trebuia să slujească în timpul acela. Dacă el ar fi vrut să facă misiunea lui Petru sau Pavel, n-ar fi putut. Aduceți-vă aminte că Irod îl prinde pe Ioan și de dragul Irodiadei, cumnata lui, îi taie capul. E adevărat, a avut remușcări, dar a trecut peste ele. Până la urmă, interesele au fost mai mari decât frica de Domnul și rușinea de oameni. Am spus și repet, totdeauna rușinea de oameni este direct proporțională cu frica de Dumnezeu. Vă rog frumos să țineți minte ce vă spun. Când un om nu are rușine de oameni, să știți că lipsa de rușine de oameni vine din lipsa de frică de Domnul. Un om nu are motive să-i fie rușine de oameni decât numai dacă are frică de Dumnezeu. Că altfel, în societatea asta care te protejează, de ce să-ți fie rușine de oameni? Care-i problema până la urmă? Păi de-aia am plecat din România, ia lasă-mă, Domne, în pace. Dar când ți-e frică de Domnul, gândești diferit, vorbești diferit, te raportezi diferit la oameni, te înfrânezi să te răzbuni și ai grijă că Dumnezeu îți măsoară cuvintele. E adevărat că îi le măsoară și lui, de-aia e problema lui. Cine nu are rușine de oameni, nu are rușine de oameni pentru că nu are frică de Dumnezeu. Și cine are frică de Dumnezeu va manifesta frica de Dumnezeu în rușinea de oameni. Ei, Ioan a fost un astfel de om. Irod însă a avut remușcări, îl respecta, vedea în el un bărbat cu autoritate, dar interesul personal, dragostea pentru cumnată s-a fost mai mare și l-a omorât pe Ioan. Dificultatea suferinței lui Ioan a fost amplificată de faptul că Domnul Iisus făcea minuni în jurul închisorii și n-a intrat la Ioan să-l vadă și să-l scape. Și Ioan ajunge îngrijorat aproape și trimite pe ucenicii lui să meargă la Domnul și să-l întrebe: Tu ești sau să așteptăm pe un altul? Dar de ce îmi pui întrebarea asta? Tu ai spus că eu sunt. Acum vii să mă întreb dacă ai avut dreptate atunci când ai spus: Iată mielul lui Dumnezeu? N-ai spus tu că eu sunt mielul lui Dumnezeu? Acum de ce vii să verifici dacă sunt sau nu? Și Ioan parcă spune: Nu vin să verific, dar sunt în închisoare. Sunt și eu om. Și mă așteptam să vii să mă scapi. Am auzit că vindeci pe ăla, că îl înviezi din morți pe ăla și pe mine mă lași aici. Știi cât de nedreptățit sunt aici? Sunt nevinovat. N-am făcut niciun rău. Am vorbit adevărul în care am fost educat în casa părinților, în condiția mea de dedicat lui Dumnezeu și în pustie unde m-a făcut Dumnezeu o voce de tunet. Și pentru asta
port povara acestor lanțuri. Mi se părea normal să vii la mine și să mă scoți de aici, pentru că văd că ai putere, că ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus nu se duce. Ioan e omorât, Iisus află, îi ia pe ucenici și pleacă din zona aceea. Dumnezeu își sacrifică oamenii pentru oameni. Dumnezeu își sacrifică oamenii pentru oameni. Ce a meritat blândul Moise să nu vadă țara cu ochii pentru poporul acela care a fost răzvrătit și nu i-a trebuit decât carne și murături? Și bietul Moise n-a mai văzut țara. Și pot să dau foarte, 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 foarte multe exemple. Frați și surori, există o naștere înainte de întrupare. Și nașterea aceasta a pus în evidență un om care a deschis calea Domnului. Însă omul care a deschis calea Domnului a fost ca și Domnul care a venit după el. De aceea există similitudini, adică asemănări și în naștere, întrupare, pentru că a existat asemănări și în viață și în moarte. Cine se aseamănă cu Domnul, se aseamănă sau nu se aseamănă? În seara aceasta, încheind, vreau să vă spun următorul lucru. Ioan s-a născut, a trăit, ce a trăit și a murit. Mai devreme sau mai târziu. Și despre el s-a scris o carte de aducere a minte. Într-o zi, cartea aceea se va deschide și Dumnezeul gloriei va citi în ea. Și în funcție de ce scrie în ea, Ioan va fi invitat într-un anumit loc. Însă, absolut în mod asemănător, se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Vă chem în seara aceasta să vă gândiți cu maturitate la lucrul acesta. Suntem aici ca să-L reprezentăm pe Dumnezeu, exact în condițiile în care L-a reprezentat Ioan, în smerenie, în autoritate, în simplitate, în suferință, fără să ne uităm la noi. Noi trebuie să ne socotim nevrednici, ci numai pe Domnul să-L socotim vrednic. Așa a fost Ioan, așa a trăit el, așa L-au învățat părinții, așa L-a învățat viața și suferința. Cum suntem noi? Cum ne vede pe noi Dumnezeu, cum ne vedem noi, cum ne văd alții? Ar trebui să răspundem la aceste întrebări. Să vii la biserică este cel mai ușor lucru din viața spirituală. Să te și pocăiești venind la biserică este foarte complicat. Să și rămâi pocăit este lucru cel mai greu. În această seară vă invit să ne uităm la pilda lui Ioan, care a fost născut, înainte de pilda lui Iisus, care a fost întrupat. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea și nouă harul, să-L reprezentăm pe Domnul cu cinste, să trăim cu demnitate, să murim cu demnitate și să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, frați dragi, și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betania.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.